Bună seara, stimați telespectatori. Știu, e duminică, nu trebuie să fie un loc de muncă, dar filmăm un pic mai devreme și din dorință am spus-o întreaga săptămână. De a fugi un pic de vântul de afară, ne-am adăpostit aici unde multă vreme în istoria tipografiei arhidiecezane a fost adăpostită mireasa vântului. Tiparnița cea binefăcătoare prin care mii de români au citit nu doar Telegraf Român și cărțile de aici publicate sau revista teologică, ci foarte mult cuvânt cu must care fierbe, care dăruiește viață și conștiință națională. Cuvântul din seara aceasta nu este lipsit de sens rostit de aici, pentru că e duminica pildei semănătorului, acelui care într-un fel sau altul primește să muncească în numele celui care dă sămânța. E impresionant, cum spune Domnul Hristos, iar cea de pe pământ bun sunt cei care cu inimă curată și bună aud cuvântul, îl păstrează și rodesc în răbdare. Multe dintre profesiunile din jurul nostru, acestea tăcute și nevăzute, neaplaudate de nimeni, rodesc în răbdare. După cuvântul acesta frumos al părintului Porfirie, Aghioritul, rugăciunea este o tainică putere care în chip tainic se transmite de la un suflet la altul. Când te rogi, nu te ruga doar pentru tine, simte alături de tine pe toți frații, întreaga biserică, din orice colț al pământului care luptă și care trăiesc în biserica noastră ortodoxă și chiar și biserica triumfătoare și desăvârșită. Suntem toți, de fapt. Dumnezeu n-are a ne pierde pe niciunul dintre noi. Și duminica aceasta, pildei semănătorului ne învață că e în noi înșine puterea de a face ca pământul pe care aruncă Hristos sămânța aceasta a bucuriei cuvântului său să fie mai bun și mai dăruitor de bucurie lui Dumnezeu. Sunt ca pe o corabie și de aici vă spun, mâine este o nouă zi.